Ochibana, calicălita, da, la, la, da. Da, și zic, e bine, gâtul e perfect. Plâng, îmi plac filmele romantice, îmi plac filmele, culmea că sunt la extrem, așa, îmi plac și filmele de groază. La 17 ani ai câștigat Cântarea României. Tatăl meu n-a vrut să vină, era bolnav de inimă tatăl meu și era foarte, se emoționa foarte tare și nu îi făcea bine. Dincolo de cântec e vocea, acea voce înzestrată divin să te poarte și pe tine către universul tău interior. Unele voci devin bucuria, emoția și pansamentul sufletului nostru. Invitata mea de azi este una dintre cele mai bune, cele mai iubite voci ale muzicii românești. Nico, bine ai venit! Bine te-am găsit, Raluca, și mulțumesc de invitație. Eu îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea de a călători împreună dincolo de cântec, de dragul celor care ne urmăresc, de dragul celor care te admiră și te apreciază de atâția ani. Și în semn de recunoștință, pentru că ai acceptat invitația mea, ți-am pregătit un buchet de flori. Am rugat-o pe Carmen Ioniță de la Floreria Băiatul cu Flori să facă un buchet. Ce frumos! Special pentru Nico, pentru că nu știam ce flori îți plac. Băiatul cu flori, foarte frumos! Un aranjament excepțional și vreau să spun că primul lucru mi-a atras atenția gura leului, pe care sincer răspund, eu n-am mai văzut-o de foarte mulți ani. Îmi plăcea foarte mult. Când eram copil, mă jucam cu prin grădină așa și dădeam de gura leului, de crizanteme și mai multe alte. Frezile, la fel, sunt preferatele mele. Toate florile îmi plac, dar am o preferință așa, de ani de zile, garoafa. Deci, pentru mine, garoafa este, și culmea că n-am știut că acea floare, această floare, de fapt, este floarea mamei. N-am știut. Serios? Și, în schimb, mamei mele îi plac tuberozele și frezile. Da, eu toată viața mi-au plăcut garoafele. De ce? Pentru că sunt... Țin foarte mult. La mine o garoafă ține aproape 2-3 săptămâni în casă și mă bucur de ea mult timp. Ai o culoare preferată pentru garoafe? La garoafe, pestrițe. Da. Aha, da. Cât mai colorate. Și mai sunt, am o florărie de unde îmi cumpăr garoafe. Deci vreau să spun că îmi cumpăr de multe ori când nu am flori. Mă duc și îmi cumpăr verzi. Sunt senzaționale. Să știi că nu știu garoafele verde. Vai de cap, este superbe. Un verde, verde praz, așa, un verde prăzuliu. Vezi că de acum încolo știu, când vii la emisiunea mea... Nu, că și astea sunt foarte frumoase. O să pregătesc garoafe verzi. Sunt superbe. De mă bucur că îți plac. Sunt superbe, toate florile, să știi că îmi plac. Dar am eu o chestie așa, o sensibilitate pentru garoafe. Nico, cum a fost copilăria ta? Pentru că ai adus vorba de mama mai devreme. Raluca, eu nu cred că aș putea la asemenea interviuri, să știi că foarte rar. Nu-mi place să merg la oricine, nu-mi place să mă destăinui oricui. Și dacă ar fi să scrii o carte, cred că ți-ar trebui foarte, foarte, foarte mult timp să-ți povestesc așa toată viața mea, pentru că acum, gândindu-mă la ce a fost în trecut, vreau să spun că sunt foarte fericită pentru toate momentele pe care mi le-a oferit Dumnezeu, sunt fericită pentru părinții pe care i-am. Îmi pare rău că tatăl meu nu mai este lângă noi ca să se bucure odată cu noi de ceea ce sunt eu astăzi, pentru că poate datorită lui am devenit Nico. Sau Nicoleta Niță, cum eram eu în copilărie și cum mă știu foarte mult, Nicoleta Niță, după care Nicoleta Matei, m-am căsătorit cu soțul meu, iar Nico, numele pe care mi l-a dat de scenă, a fost dat de tataie, de la Virgi Mafia. Dar ajungem în copilărie... Acolo. Patru frați, o familie cu patru copii. O familie cu patru frați nebuni, ne certam tot timpul, mâncam bomboanele din pom de Crăciun și dacă vreau și ei săraci să mai mănânce ceva, nu mai găseau nici măcar o bombonică în pomul ăla, că erau mâncate de noi și lăsam folia acolo așa, păi așa goală. Așa făceam toți, să știi, exact. Da. Dar vremurile acelea, sincer spun, nu știu dacă le vom mai regăsi vreodată în zilele noastre și încerc cât pot de mult să-i spun fetițe mele că de fapt astea sunt cele mai importante amintirile pe care le
le-ai avut în copilărie și să nu-i pară rău dacă a avut perioade proaste, să nu-i pară rău dacă a fost tristă, dacă n-a plăcut un băiat sau dacă... Nu, pentru că chestiile astea rămâi și nu... Cum să spun? Toate fac sens mai târziu, nu? Exact, exact. Și atunci te gândești, mă, dar de ce oare nu m-a vrut pe mine băiatul ăla? Și te găsești, poate te regăsești cu el... Și te uiți așa, de ce mi-a plăcut mie la băiatul ăla? Că mi s-a întâmplat de foarte multe ori. Da. Ce am fost eu la băiatul ăla? Înțelegi? Dar de fapt, eu cred că toți avem un destin. Și toți avem... Eu întotdeauna zic, pe mine m-a așteptat foarte mult Dumnezeu. Evident. Deci eu am crezut în El și cred în El, pentru că până la vârsta de 33 de ani, eu nu credeam că o să ajung unde sunt astăzi. Apropo, Nicoleta când era copil, visa să ajungă artistă? Cred că da, dar atunci când eram mică, îți dai seama că nu-mi imaginam, pentru că ieșeam cu pantofii mamei mele pe stradă, mă duceam în stația, de mașini și acolo cântam la vânzătoare. Și la un moment dat ieșeam și pe aleea blocului unde am stat eu acolo și mă duceam la domnul doctor Turiac. Vreau să spun că am cântat la nuntă. Da, deci când eram mică, mă duceam pe la el, pe acolo, pe la clinică și cântam. Și la un moment dat o cheam pe maica mea și la dispensar, pardon, dispensarul 19 din vest, țin minte așa cu Ploiești vest. Țin minte ce mi-a spus mama, stai un pic, eu amintiri din copilărie, eu nu am. Deci eu țin foarte, foarte puține lucruri în minte. Și a chemat-o pe mama și a spus, măi Iuliana, te rog, fetița ta să știi că are talent, o să ajungă mare cântăreață. Și aveam 4 ani. Zice, măi, neapărat să o duceți la școală. Și mama mi-a zis, da, da, nu, acum că e mică, la 4 ani ce da, să... Da. Mai că la 4 ani poți ajunge, într-adevăr, eu știu, mă uit și eu pe YouTube și sunt cântărețe la 4 ani, deci sunt copii foarte, foarte talentați, dar mama, evident, neavând, fiind săraci, că noi eram o familie simplă, normal că, na, a așteptat să treacă ani și au trecut, 16 ani, până m-am dus la București, la Școala Populară de Artă din București, făceam naveta, vreau să spun, cu Iamă Nene. Așa, și nu pot să spun că mi-a fost atât de ușor, pentru că mi-era și frică în același timp, mai mergeam și cu trenul câteodată de cele mai multe ori dormeam la doamna Viorela Filip acasă, pentru că nu mă puteam întoarce seara, era târziu și mi-era frică așa, și mă luam la dânsa acasă, dormeam la dânsa. Și uite, așa am făcut Școala Populară de Artă, după care am mai făcut încă o Școală Populară de Artă la Ploiești, la clasa domnului profesor Corneliu Irimia. Să știi că mi-a fost și mie profesor domnul Corneliu Irimia. Da? Da. Și la liceu, la Caragiale, dar și la Școala de Arte. Super. Da, super. Da. Ești mai mică, mult decât mine. Da, să știi că tot l-am iubit foarte tare pe domnul profesor. Da, nu chiar foarte, excepțional, cu mult mai mică. Un profesor, și acum mai țin legătura, că la un moment dat a fost chiar director la Filarmonica. Așa noastră, este, nu? La Filarmonica din Ploiești. În perioada aia eram eu în liceu. Da. Super. Tu vii dintr-o familie de muzicanți. Tatăl tău cânta la acordeon, era pictor. Practic, ai avut acces la artă și la frumos încă de mică. Da, să știi că nu mai țin minte. Tatăl meu a cântat la acordeon înainte să se mute în Ploiești. Tatăl meu este din Podenii Noi. Familia lui, de fapt, de acolo. Sunt Bălțești, Podenii Noi, Podenii Vechi. Și în perioada în care s-a mutat, că eram mică, îți dai seama... Nu mai țin minte, deci în momentele acelea știu că se lăsase de muzică, s-a apucat de ceasornicărie pentru că s-a împrietenit cu un foarte bun prieten care era ceasornicar și în fiecare zi zicea la el ca să învețe. E foarte greu și e foarte, foarte, era foarte tipicar, foarte, avea o răbdare extraordinară și o calmitate, era foarte calm un om, eu nu semăn cu el deloc, deci nu știu cu cine semăn în familie, că sunt cea mai repede și cea mai... el era genul ăla, îți dai seama, ca să stai, să lucrezi, e greu să lucrezi. Are niște mecanisme și, foarte mici, Doamne, niște piese ce fine mici sunt și câtă răbdare trebuie să ai. Și s-a apucat să învețe ceasornicărie, a învățat să și zugrăvească. Dar era, de fapt, stai puțin, cred că vorbim despre acele desene care se făceau pe perete. Desene, nu erau niște dungi, da. Că știu că și bunica mea și folosea mică, care era un fel de sclipici. Ce se purta atunci. Și cu un fel cu de aspirator. De copac, exact. Coaja de copac pentru știucatura, că se purta foarte mult și acum se mai poate încă. Și foarte greu era de făcut atunci în perioada aia, că nu, acum asta se face mult mai ușor în momentul zugrăvit, ăsta. Adică era vorba de modele pe care le realizai într-un anumit fel. Nu. Exact, și chiar se purtau foarte mult. Noi schimbam cam de 2-3 ori pe an zugrăveala în casă, ca să zic așa. Și ce să spun, făcea de toate tata. Repara casetofoane, magnetofoanele astea,
cum se spune, că am și uitat, ca... Casetofoane? Da, castan era. Castan, sau cum îi spunea, am avut foarte multe. Ceasuri nu mai zic, deci am avut de la ceas cu pendule toate modelele de așa de ceasuri la fel. La mine noaptea nu exista, deci dacă n-aveam tica, nu puteam să dorm. Da, da. Iar fiica mea când vede, când ia toate ceasurile de pe hol și le ia de aici piteștele, nu poate să doarmă fără, deci să n-au ceasuri. Zic, cum Dumnezeu, îi zic că... Da, mă rog. Nicos, mai amintești care a fost, nu știu, printre primele cântece pe care le-ai cântat sau le-ai învățat? Un cântec din copilărie. Poate să-l fie auzit la tata sau... Să știi că nu mai știu și uite, n-am întrebat-o pe mama mea, dar știu că ascultam, pe vremea aceea, ascultam muzică Piazzolla, pentru că îi plăcea tatălui meu. Foarte mult. Ascultam Whitney Houston. Eu am cântat foarte multe piese de la Whitney și cu siguranță cred că o piesă de genul ăsta a fost atunci când am ieșit cu pantofii afară și am început să cânt eu. Sau ascultam și muzica românească. Îmi plăcea foarte mult Aura Urziceanu. Îmi plăcea Elena Cârstea. Cum o cheamă? Mi-au venit două piese în minte. Îmi plăcea foarte mult. Dor de viață de Laura Urziceanu. Da. Nu, cum știu că cântam pe asta și, atunci. Și Nu sunt perfectă de la Elena. Asta mi-au venit mie în minte când ai rostit numele lor, să știi. Nu cred. Nu mai țin minte de ce să zic. Poate că o fi așa cum spui tu, dar nu mai țin minte ce piesă cânta. Nu mai țin minte. La 4 ani îți dai seama că... Clar. Da. Și totuși, care a fost, nu știu, prima piesă pe care ai cântat-o în public, să zicem? Prima piesă pe care am cântat-o, eu le cântam copiilor, aveam, dar nici și aici la fel mă pierd în amintiri, ieșeam la scara blocului și ne întâlneam cu toții acolo și le cântam muzică indiană. Pe vremea aceea erau cinematografele full, așa, pentru că erau foarte multe filme indiene, Lanțul Amintirilor, O floare și de grădinar și toate le știu pe de la... și acum îmi plac, vreau să spun. Și mai cânt câteodată, dacă vreau să văd dacă merge falsetul, cânt câte o piesă de asta. Piatu, chibara, căli-căli, ta-da-da-da-da. Da, și zic, e bine, gâtul e perfect. Pe vremea aceea chiar cântam muzică și le cântam muzică indiană. Și asta cred că a fost prima piesă cântată în public, așa, între prieteni. Piatu, chibara sau una dintre, mă rog, piesele astea care îi plac se purtau. Filmele indiene. Îmi plac, da, chiar îmi plac. Chiar îmi plac, da. Îmi plac și plâng. Plâng și acum, dacă mă uit la același film pe care l-am văzut de ani de zile, plâng. Îmi plac filmele romantice, îmi plac filmele, culmea că sunt la extrem, așa, îmi plac și filmele de groază. Opa, am văzut pe Netflix, nu mă așteptam. Vai, deci am văzut pe Netflix Walking Dead 11 sezoane, le-am văzut în câteva zile, vreau să spun, deci nu să mai știi avem că eu răbdare. Nu uit că locuiesc singură și mie nu mai dorm noapte, adică nu pot. Nu, n-am nicio treabă, adică stau până dimineață și dimineață dorm. Da, deci îmi plac foarte mult filmele de groază. Iar la astea de dragoste, de, cum să spun, dramă, la fel, îmi plac filmele. La 17 ani ai câștigat Cântarea României. Da, a fost prima acolo, a fost într-adevăr prima ieșire a mea pe o scenă foarte... Nu era atât de mare, culmea, că țin minte că era într-o sală mică, acolo unde s-a ținut Cântarea României. Și a fost... prima mea ieșire, știu că am plecat cu mama și cu mătușa mea, tatăl meu n-a vrut să vină, era bolnav de inimă tatăl meu și era foarte, se emoționa foarte tare și nu îi făcea bine, normal. Evident. Și el a rămas acasă și cu ei am plecat la București, țin minte cu microbuzul ne-am dus, nu aveam mașină pe vremea aceea, dar am fost cu microbuzul că ajungea mai repede și era și mai aproape de undeva pe Romană, dacă nu mă înșel. Așa, cu piesa a fost Fără iubirea ta, o piesă scrisă de Viorela Filip. Frumos. Și da, deci a fost, eu întotdeauna am avut emoții, am fost și sunt o fire foarte emotivă. Există filmare de atunci? Adică ai înregistrare, ceva? Chiar mi-a plăcea și am tot zis că o sun pe doamna Viorela să o întreb dacă cumva mai are vreo filmare de atunci, pentru că eram tare, aș fi curioasă cum arătam atunci, că eu nu mai știu care era, sincer. Nu am poze din perioada aceea. O singură poză am din 99, când am participat, atunci a fost a doua oară, când am pășit pe o scenă foarte mare la Mamaia, la festivalul Mamaia, unde bineînțeles că am fost de foarte multe ori la festivalul Mamaia și am încercat să intru și eu în acel festival, dar nu s-a putut, n-am luat preselecția. Și după câțiva ani, în 99, am participat cu piesa domnului Viorel Gavrilă, compozitorul Viorel Gavrilă, și Dacă viața mea.
Oh, Doamne! Compoziția dumnealui, textul Roxana Popescu, Dumnezeu să o odihnească. O capă de opera. Între noi, o textieră excepțională, care a scris textele multor piese ale lui Mădălina Manole. Piese de dragoste. Piese triste și, da, cred că a avut o viață foarte... foarte... cu multă suferință. Foarte fericită, Roxana. Da, și atunci am luat locul 2 în 1999 la Festivalul Mamaia, locul 2. Locul 1 știu că a luat Monica Angel cu O oră, un ceas, o... Da, știu piesa. Tudor. Și de atunci aș putea să spun că a început un pic, cât un pic așa, cariera, ca să zic. Pentru că din momentul acela ne-am angajat la... Televiziunea Română, unde am avut o emisiune, Sarabanda, cu da, știu că mă uitam. Horia Brânciu prezenta. Exact. Da. Și toată lumea se aștepta, băi, cine e fata aia care cântă toată la... Toată lumea se întreba. Da. Deci a fost o emisiune așa, pe sufletul meu. Fata aia care cântă senzațional de toate. Și cântă de toate, da, da, cântam da. De toate, da. Dar din 99 până 2003, când m-am lansat, vreau să spun că nu s-a întâmplat nimic nu profesional, că n-aș putea să spun profesional, chiar a fost ok profesional, dar nu am devenit nici o cunoscută așa cum am fost din 2003 încoace. Stai că ajungem și acolo. De la 17 ani, după ce ai câștigat Cântarea României, ce gândeai? Adică a fost cumva o confirmare a faptului că ăsta este drumul pe care trebuie să apuci în viață. Mai aveai și alte opțiuni? Te gândeai că poate vrea să faci altceva? Nu știu, că știi, de exemplu, eu când eram mică mă gândeam, știi, mi-ar plăcea să fiu și artistă, dar parcă aș vrea să fiu și învățătoare. Adică te mai vedeai și altceva, alte opțiuni? Să știi că eu am fost un om care s-a mulțumit cu puțin. Și de multe ori îmi pare rău că sunt așa. Așa sunt și acum. Mă mulțumesc cu puțin. Îmi doream să fiu vânzătoare. Mi-a plăcut foarte mult. Mă jucam când eram mică cu frunze, cu pietre în spatele blocului. Cântăream, luam bucăți de lemn și le puneam pe piatră și ăla era cântarul. Asta făceam eu când eram mică, 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 mică. Îmi plăcea să mătur și măturam scara. Deci eu o luam de jos, de sus până jos. Asta îți place curățenia, știu. Deci, nu, îmi plăcea să mătur. Deci, ca și acum, te rog să mă crezi. Deci am o plăcere de a mătura ce n-ai văzut și am o energie și mătura atât de repede că la urmă, băi, dacă s-ar face un concurs, tu ai câștiga concursul. Îmi place foarte mult să mătur și știi că nu știu câte calorii se ard în timp ce mături. Da, 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 că nu e așa ușor. Corect. Bun. Asta făceam când eram mică, de-aia spun. Cântam, îmi plăcea să am grijă de frații mei, cât am mai crescut așa, na, aveam 7, ceilalți aveau 4, probabil 3 și uite așa mai... Ești cea mai mare. Că eu sunt cea mai mare, da? Suntem 4 frați. Eu am 51 de ani, mai am o soră de 48. Arăți senzațional, cred că ți se spune foarte des lucrul ăsta. Sunt foarte încântată de ceea ce... știu cum să spun, de toată viața mea, de fapt, de tot ceea ce s-a întâmplat până la cei 51 de ani și sper din suflet să fie la fel de mulți așa și la fel de frumoși. Eu m-am uitat pe internet și am citit și am văzut interviurile pe care le-ai acordat de-a lungul anilor și știu că a fost după perioada asta cu Cântarea României, a fost o perioadă mai dificilă, în care tatăl tău a părăsit lumea asta și atunci multă responsabilitate a căzut pe umerii tăi. A trebuit să muncești ca să poți sprijini familia, ai întrerupt studiile o perioadă. A fost aia cea mai dificilă perioadă din viața ta? Niciodată n-am spus că este greu. În momentul în care am făcut-o, am făcut-o cu sufletul. În momentul în care am simțit că eu sunt cea care trage, am zis, mă, înseamnă că Dumnezeu așa vrea. Și i-am mulțumit lui că pot, că mi-a dat Dumnezeu un, cum să spun, acest har, pentru că poate că pentru mine a fost mult mai ușor așa, pentru că am putut să-i ajut, am putut să câștig niște bani. În momentul în care eu am rămas însărcinată cu fetița mea, cu Alexandra,
A fost o perioadă foarte grea pentru că tatăl meu nu mai era, aveam 20 de ani și a trebuit să rămân cu, normal cu mama, care nu avea servici, mama ne-a crescut pe noi, având 4 copii nu era așa de ușor. Era casnic, să spăli, evident. Fără, ea nu avea mașină de spălat, spălat de mână și să speli pentru 4 copii, vremuri. Pentru soțul tău și să faci și mâncare pentru atâtea persoane, 6 persoane zilnic, nu cred că i-a fost atât de ușor. Așadar, și seara cântai la restaurant și ziua, seara timp de 4 ani, ai lucrat la... Și ziua mergeam la combinatul petrochimic. Combinatul petrochimic Teleajan. Acolo am lucrat ani de zile până am găsit un mic serviciu pentru mine, așa era, mai câștig un ban, mai nu știu ce, că nu știam ce aia să cânt la restaurant în perioada aceea, la 16 ani. Domnul tatu, care mi-a fost mentor și cu el am început să cânt, Nicoleta, nu, dar nu mai țin minte în ce... În ce împrejurare ne-am da? Întâlnit, deci asta nu, chiar nu mai țin minte, dar știu că m-am dus, am dat probă, i-a plăcut, mi-a dat un repertoriu, l-am învățat și am început să cânt în restaurant. Prima oară am cântat la un restaurant în centru, mă rog, am schimbat locurile la un moment dat, după care am cântat la Bulevard, fiind cel mai frumos loc din Ploiești, unde veneau oameni să mă vadă, veneau pentru mine special, aveam... Mă rog, deci eu am știut probabil să-mi menegerie singur așa, chiar și imaginea și repertoriu și absolut tot singură mi le făceam. Costumațiile la fel mă schimbam de 3-4 ori pe seară și oamenii veneau pentru mine. Da. A fost perioade frumoase câtă atunci. Câtă pasiune, câtă dedicare. Mi-e greu să cred că... Ba nu, cred că mai există și în zilele noastre astfel de artiști. Nu, în zilele astea nu, se cântă dar doar cu clapă și atât. Cred, da. Vremurile acelea nu se vor mai întoarce. Sper din suflet să se întoarcă, pentru că una e să cânți cu 6-7 instrumentiști pe scenă și alta e să cânți cu un singur pian și să cânți foarte încet, să nu deranjeze la masă și tot așa. Adică... Da, se poate și așa, nu avem ce face. Da, eu zic că mai rar un artist atât de dedicat să-și schimbi ținuta de 3 ori pe seară, să ai grijă la repertoriu. Da, îmi plăcea foarte mult. Și am citit că poți cânta 8-9 ore continuu lejer, pentru că repertoriul tău este imens. De toate. Și cântam de la populară, turcești, se cânta grecești pe vremea aceea. Da, da. Se mai cântă și acum. Da. Da. Aveam repertoriu universal și cântam absolut de toate. Cum fac și acum, te rog să mă crezi, în momentul în care merg la un eveniment, îmi place să mă uit să văd ce public am în sală, da? Ce oameni, ce invitați. Și îmi dau seama ce trebuie să cânt. Niciodată nu cânt decât piesele din concert, pentru că o nuntă e nuntă, concertul n-ai liber, este concert n-ai liber, e altceva. Așa că... O amintire, da. Așa, nu știu, amuzantă sau dragă de pe la vreun spectacol sau de pe la vreun eveniment. Ceva ce să-ți fi rămas în minte, să fi fost așa inedit. În momentul ăsta, sincer, să fiu, nu-mi vine minte. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori să cadă curentul și am cântat la rece. Serios? Și cred că asta, da, asta s-a întâmplat, cred că la toți artiștii, nu cred că numai mie, că na, se mai întâmplă. Sau să sară CD-ul. Mă rog, dar am cântat, pentru că avem la noi vocea și... Evident. Să știi că sunt foarte bucuroasă, pentru că oamenii care vin să te vadă pleacă cu amintiri frumoase și întotdeauna când am un concert, oriunde, deci nu contează bine, când tu știi foarte bine că mai sunt evenimente, mai sunt zile în care ai de 3-4 concerte pe seară, atunci te spuneam dinainte sau mergeam înainte cu o jumătate de oră să intru pe scenă, făceam poze cu ei, să le dăm autografe, întotdeauna am poze la mine și le dau, le ofer cu semnătură, cu tot, dar după ce cânt întotdeauna îmi place să stau cu ei de vorbă și să fac poze cu ei și sunt cei mai fericiți. Mie asta mi se pare, e respect, deci e respectul ăla pentru artistul respectiv și dragoste de la tine pentru ei ca fani și ca oameni care iubesc muzica. Cred că e și recunoștință pentru tot ceea ce oferi tu prin muzica ta, prin arta ta. Sigur, îți dai seama clar. Că nici nu mai depinzi de tine, ești al lor. Ești al lor, că vorbeam și cu maică, mama, tu stai seama că cât de important ești tu, mă întreba mama, tu stai seama cât de important ești tu pentru toată omenirea asta? Și am zis, da, mami, deci, în primul că eu nu mai am viața mea,
Deci eu sunt a voastră, sunt a tuturor. Toți, și niciodată nu m-am ferit dacă s-a întâmplat ceva sau dacă am avut problemă. Eu am fost foarte deschisă pentru că nu neapărat că s-ar bucura cu oamenii, nu se bucură, dar se regăsesc și ei în povestea ta, se regăsesc și ei în... Eu cred că toți avem probleme, nu cred că există om care să fie foarte fericit și bă, e totul roz. Nu există. Nu există. Aici suntem de la... Ai pus câteva... A, ce mi-a plăcut. Da, am de pus la Circul Metropolitan. Imagine. Cu Vlad Mirița aici pe scenă. Pe margine de lume. Da. Cântam aici cu Vlad Mirița, da? Și mai avem un duet frumos, The Prayer. Oameni dragi, să știi că întotdeauna am avut colaborări, și mă bucur, da? Din suflet că încă suntem o familie frumoasă. Marcel Pavel, Vlad Mirița, Monica Angel, Luminița Angel, Daminescu, Paula Selling, Ionel Tudor, Andrei Tudor, el a fost cel care ne-a ținut așa și ne-a adunat pe toți, vreau să spun, și am făcut evenimente foarte, foarte frumoase și mă bucur că am făcut parte din aceste evenimente super de nota 10. Chiar voiam să te întreb acum despre colaborările tale cu alți artiști. Cea cu Vlad Miriță a adus și locul 2 la Cerbul de Aur în 2003, zic bine? La Cerbul de Aur am luat locul 2 cu piesa Heaven Knows și încă o piesă de pe Rămâi cu Bine. Așa. La Belgrad, la Eurovision, am luat locul 20, dar nu mai contează, pentru că noi am plecat de acolo super fericiți, pentru că această piesă a luat premiu pentru Pe margine de lume, scrisă de Andrei Tudor și Andrei textul. A luat premiu pentru cel mai bun cântec din concurs. Oh, ce deci frumos. Noi n-am venit chiar cu coada între picioare, da, cum s-a spus atunci, și am fost foarte fericită. A fost o experiență extraordinar de frumoasă și cineva mă întreba că ai mai vrea să mai mergi vreodată la Eurovision. Am spus nu. Nu, dar este o experiență extraordinar de frumoasă și cine își dorește lucrul acesta să meargă. Să meargă și să se bucure de toate momentele frumoase pe care le va întâlni acolo, pentru că este o experiență unică. Dintre toate piesele tale pe care le-ai lansat până în momentul de față, dacă ar fi să alegi una singură nu care poți să te reprezinte, n-ai cum. Poți? Nu poți, așa-i? Nu ai cum. Nu ai cum. Cineva spunea că cea mai bună piesă, nu din repertoriul meu, din ceea ce cânt eu, este The Greatest Love of All. Într-adevăr, o cânt cel mai bine, îmi place cel mai mult, dar ca și piesă din repertoriul meu, n-aș putea să spun că îmi place una. Toate fac parte din viața mea, toate le-am cântat în anumite momente. Pe margine de lume și Suflet pereche, vreau să spun că le cânt de fiecare dată la începutul unui eveniment, gen o nuntă, da? Deci este binevenit. Suflet pereche este piesa care e cea mai cerută, Pe margine de lume la fel, dar le cânt cu aceeași plăcere. Absolut toate piesele mele. Amintirile nu mor, la fel, o piesă foarte puternică. Clipe, da? Îți dai seama, Clipe este piesa care, vreau să spun că a fost prima colaborare cu... Deci eu am început să cânt cu cei de la Codul Penal. Iar Șobi a avut un eveniment foarte urât. A stat 5 ani plecat, după care... a revenit în țară, iar pentru mine a fost, pentru el, de fapt, a fost o relansare, ca să spun așa, piesa mea, Clipe. Am avut încredere în el, a făcut un lucru extraordinar de frumos și a fost un pas important, zic eu așa, pentru el. Și mă bucur din suflet că am avut încredere în acel moment. Am zis, băi, vreau Șobi să cânte cu mine. Și eu cred că piesa asta, Clipe, care este una dintre cele mai iubite piese, spune totul. Ce frumos! Acum să mă reîntorc unde am rămas cu discuția mai devreme. Am vorbit despre cântarea României, am vorbit despre faptul că a urmat acea perioadă mai dificilă în care tatăl tău a plecat și atunci o povară a fost pe umerii tăi să sprijini familia, să ai grijă de cei dragi. Apoi a venit și perioada în care ai devenit mamă și a venit pe lume fetița ta. Da, cred că a fost cel mai frumos, cea mai frumoasă perioada vieții mele. Aș mai vrea să mai retrăiesc momentele astea, să țin în brațe un copil de câteva zile și îmi doresc să trăiesc, să pot ține nepoții. Un nepoțel, da. Sigur. Un nepoțel, o nepoțică, orice din partea fetiței mele pe care o iubesc din toată inima. Ce gândeai atunci? Nu ți dai seama, la 20 de ani. Deci te rog să mă crezi că poate am greșit.
Poate nu i-am dat atât de multă importanță, poate am lipsit de acasă, că au fost perioade în care îți dai seama lipseam pentru că trebuia să merg să cânt. Dar știu că de la câteva luni am luat-o, ea a fost cu mine totdeauna, 6 luni la mare, 6 luni la munte, noi așa aveam contractele, cântam împreună cu Laurențiu și ea a fost cu mine peste tot, absolut, peste tot. Și am încercat să-i ofer atât cât am putut în perioada aceea, îți dai seama. A fost un copil foarte, și este un copil foarte cu minte, nu mi-a cerut niciodată imposibilul. Nu era genul de copii care se trântească și să spună vreau asta și vreau asta și aia. Ea știa, când ia mami bani, o să-i cumpăr ceea ce își dorea ea, așa era. Da. Da, deci a fost... Pentru că așa am învățat-o, vremurile care au fost nu-mi dădea voie să ofer mai mult. Și este înțelegătoare și acum. Îmi doresc din suflet mult mai mult pentru ea, să-i dea Dumnezeu mai mult decât aș putea să-i ofer eu în momentul de față. Și a fost un copil care a venit exact după o perioadă foarte grea. Și ea ne-a umplut sufletul de bucurie, de bine, de veselie, pentru că toți care veneau la noi, ea era... Era jucăria, bucuria. Nu vrei să știi câte dormea la pat cu pungi întregi, la capul patului, așa, cu pungi întregi de dulciuri, de jucării. Ea ducea fratele meu de tot, de toate. Ea nu cred că a avut, ea lipsit ceva în copilăria ei. Cum a început povestea de dragoste cu Laurențiu? Știu că lucrurile s-au înfiripat cumva firesc, lin, cântați împreună, vă știați de o vreme. Nu mi-a plăcut ceva să vorbesc despre lucrurile acestea. Ne-am întâlnit, da, pur și simplu în restaurant, cântam împreună, bineînțeles, și așa a început povestea noastră, cântând unul lângă altul, amândoi pe aceeași scenă. Mie mi-a plăcut foarte mult de el, îmi plăcea de mult, cunoșteam de foarte mult timp. Și ne-am căsătorit, normal, m-a acceptat așa, cu copil, eu nu este tatăl natural al fetiței mele. Să știi că eu am trecut printr-un divorț și n-a fost o perioadă simplă, dar mi-am dat seama că sunt foarte multe femei care, din lipsa curajului, sau din lipsă de voință, rămân pe loc, în niște situații, în niște nefericiri. Și mă gândesc că cele care ne urmăresc ar trebui să înțeleagă că viața e despre curaj, despre a fi fericit. Despre curaj și despre încredere și despre... faptul că poate nu e persoana respectivă lângă tine, dacă îți dai seama și te uiți un pic așa mai bine. Pentru că eu am simțit că acest om mă va primi, mă va iubi, îmi va adopta copilul, pentru că la 18 ani a trecut-o pe numele lui, și o iubește foarte mult și la mândruța nu mai spun. Deci este, îl iubește mai mult decât pe mine, vreau să spun, pentru că este un om minunat. Și trebuie să ai încredere, în primul rând. Trebuie să ai încredere să mergi mai departe și nu... ăsta nu este un obstacol. Nu este o piedică, pardon, dacă ai un copil. Nu. Eu l-aș fi crescut-o și singură, pentru că sunt o persoană puternică. Mi-a plăcut să nu depind de nimeni. Asta încerc să-i spun și fetițele mele. Tu trebuie să depinzi de tine. Tu trebuie să ai bănuțul tău, să ai căsuța ta, să ai absolut tot. Nu trebuie să depinzi de absolut nimeni. Ești puternică, ești femeie, ești frumoasă, ți-a dat Dumnezeu o grămadă de calități. Și, da, și asta a fost... povestea mea, povestea fetiței mele, că vorbeam de... Da. Să știi că am avut așa... Devenirea ei pe lume. Cumva emoții să te întreb despre subiectul ăsta, pentru că și pe mine când mă întreabă cineva, tot am oarecare reținere, dar îmi dau seama că sunt oameni care ne privesc și care au nevoie să fie, nu neapărat să audă niște lucruri personale, ci da, te-ai să simte niciodată, inspirați. Adică se poate ca acea persoană care ne vede, care ne ascultă, să fie frică să facă pasul respectiv. Despre asta. Pentru că dai o grămadă de sfaturi oamenilor, da? Numai eu știu câte sfaturi dau. Și mă întâlnesc cu persoana respectivă peste ani de zile și întreb ce ai făcut. N-am făcut nimic. De ce? De ce frica? Că asta e, frica ne dobară. Pentru ce? Trăim în frică, pentru nu? Ce? De foarte multe ori trăim în frică și rămânem acolo. Și sunt persoane, sunt femei foarte multe care stau acasă și sunt bătute și trăiesc foarte rău și le este frică să meargă la poliție să spună sau să-și ia bocceluța și să plece. Să-și ia viața deci în mâini. Exact, eu așa aș face.
mi-aș lua copilul, aș lua boxeluțele, ce am acolo, nu contează, nu e nimic, da? Nu e nimic, pleacă. Dar știi că din momentul ăla ești liberă, faci ce vrei, nu mai ai, nu mai... E ușor să dai sfaturi, să știi. Este. E ușor, dar este greu să le pui în practică, pentru că te leagă o grămadă de... de amintiri, o grămadă de... Sunt dependențe care se creează. Exact, exact, da. Eu n-am dat niciodată sfaturi și nu-mi place să dau sfaturi. Eu spun ce am făcut eu. E un subiect delicat, așa-i. Ce, ce așa am făcut eu, dar n-ai de unde să știi ce, ce, ce viață a adus persoana respectivă sau dacă are pe cineva sau dacă ca să pleci să-ți iei viața așa și să... te duci așa neant, trebuie să ai totuși o, o bază, nu? Sau să duci la cineva, să te aștepte cineva, dacă nu te așteaptă nimeni ceva și stai și suferi că ăsta... Da, eu zic că și dacă nu te așteaptă nimeni, trebuie să-ți iei viața în mâini și să faci totul așa cum poți, astfel încât să, să fii fericit. Până la urmă, fiecare dintre noi are o menire pe pământul ăsta. Sigur. Și poți să-ți câștigi pâinea decent și să mergi pe drumul tău și să-ți găsești fericirea până la urmă. Sunt sigură că asta se poate. Da, cu ajutorul lui Dumnezeu, da. Câți ani de căsnicie sunt? Cred că mai avem un an și ceva, sau aproape doi, dacă nu mă înșel, și o să facem nunta de argint. Oh, Doamne ajută, felicitări! Și vreau să fie un eveniment foarte, foarte frumos, un eveniment pe care mi l-am dorit de atunci, de când ne-am căsătorit. Mi-am făcut nunta cu... Am mai spus chestia asta în interviu și nu, nu e o rușine, sau Doamne ferește. Mamaia mea a făcut un ceare să ne facă nouă nunta. Mie și lui Laurențiu. Și am zis că nunta de argint o să fie o nuntă ca în poveste. Mi se pare minunat că ești un om atât de onest și de deschis și de sincer. Și asta te face să fii un om rar. Mă, sunt lucruri normale. Deci mie, te rog să mă crezi că mie mi se par normale lucrurile astea. Și eu aș face lucrul ăsta pentru copilul meu sau pentru oricine altcineva. Mai ai nevoie, da, vin și scânt. Eu m-am dus și am cântat pe... Nu contează. L-am făcut fericit pe omul ăla. Am făcut un bine. Dacă poți să faci un bine, fă-l. Nu trebuie să ai așteptări de la omul pe care l-ai ajutat. Adică trebuie să vină din tine și asta depinde de, de fiecare om, depinde de, de caracter, depinde de, de aluatul din care este făcut el, eu așa cred. Clar. Știu că în familia ta sunt și prieteni necuvântători. Ești o mare iubitoare de animale. Da. Câte animale de companie ai, Nico? Te-am întrebat și la radio când ne-am văzut și să-mi spui și numele lor. Da, de foarte multe ori zic, Doamne, ce mi-a trebuit mie atâția căței. Dacă mă gândesc că la un moment dat am zis, mă, să-l dau. Hai să dau pe Gypsy, hai să dau pe Easter. Sau hai, nu, să le duc la un hotel de ăsta, că vrem să plecăm, îți dai seama, pentru noi este o mare problemă să plecăm undeva, că trebuie să avem pe cineva să rămână cu acești copilași ai noștri. Avem în casă, avem 3 căței și 2 pisici în casă și 3 căței afară. Să știi că fiecare are povestea lui și povești foarte frumoase. Dorița, care are 16 ani, a fost cadoul nostru pentru fiica mea când a făcut 14 ani. Chihuahua a fost un cadou al unui prieten de-al ei. Are 11 ani. Lucky, pisoiul, la fel, a fost un cadou tot pentru fiica mea. Nu mai știu la câți ani, are 11 ani. Pisicuța aceala, mai am o pisicuță, Winnie, o cheamă, alcul negru, superbă, pe care am găsit-o după casă, pe colțul casei, am luat-o, zic, hai, asta e, o luăm și pe ea. Iar cei de afară, una am găsit-o eu înainte de Paște, cu 2 zile, mergeam la repetiție, era sala polivalentă, și ducându-mă spre București, pe partea dreaptă, eu mai am mâncărică în mașină, și da, mai opresc să mai dau de mâncare. Am văzut-o, am oprit, am dat de mâncare, era pe partea cealaltă. Am dat să plec și ea tocmai traversa, era pe DNS, dai seama, traversa să vină la mine, vroia să vină cu mine. Și tot așa am făcut pendel, așa de vreo 2-3 ori, am zis, Doamne, nu se poate, te iau și pe tine. Și până la urmă am luat-o și pe azi, trece mașină. Am luat o mașină, m-am dus la repetiție, m-am dus acasă. Mai avem o Gypsy, care are vreo 16 kg, mănâncă non-stop, este aspirator. Uite, el este Lucky și e Cindy, Chihuahua. Așa. Și mai avem o cățelușă de la Buftea, de la adăpostul de câini din Buftea, unde am plâns acolo când am ajuns. Nu trebuia să o iau.
dar pe ea am luat-o pentru că murise cățelul meu de afară. Am avut un cățel care a 18 ani a avut și am luat-o de mila ei. Deci plângea și parcă se uitea și parcă mă ruga, ia-mă de aici, te rog, ia-mă de aici. Dinții din față nici nu-i mai are și are vreo 6 ani. Dă-ți seama la cât a rost fierul ăla de acolo sau și să stai biată, 3 metri pătrați sau cât naiba e. I-aș lua pe toți, te rog să mă crezi. Cred. Atât de mult îmi plac și atât de, este atât de milă de ei și te rog să mă crezi că nu mi-e frică de niciun câine. Deci nu, am o chestie și am observat asta de foarte mult timp. Mă duc către ei și vin ei către... Deci în momentul în care mă duc către ei, vin și ei către mine, mă link și, băi, nu știu, cred că am ceva. Deci cred că... Animalele simt, simt, nu știu, da, clar. Da, simt, simt. Și am zis că dacă e să fac ceva, nu știu, poate o fi... Poate vine sfârșitul pământului și sunt noi. Îmi fac o barcă și frumos, iau... Și frumos. Pe cuvânt, deci fiica mea asta zic, mamă, eu cred că tu ești... Acum câteva luni de zile... Am dus un pescăruș pe care l-am găsit, nu mai zbura, l-am dus la veterinar. Zic, vedeți ce faceți cu el, că nu i-am plătit. Doamna Nico, veniți și luați-l că e bine. Și l-am dus într-un loc unde erau numai pescăruși, la noi în Ploiești. Este un loc unde sunt foarte mulți sau... N-am știut adunat, asta. Da, nici eu. Undeva spre Gioconda, spre Gara de Sud, în partea dreaptă. E, și este și o fântână acolo, e o chestie, o fântână de ziană foarte frumos. E, l-am dus acolo, blegul s-a pitit după un copac și nu pleca de acolo. Am zis, băi, eu te-am lăsat măcar cu ai tăi, stai aici. Deci frumos, cu confrații tăi, ți-e da, bine. Deci eu până nu simt că e, e într-o în stare extraordinară, în siguranță, nu plec. Așa sunt, las tot. Deci, în ziua aia avem întâlnire cu Luminița Anghel, trebuia să vină să regizeze ceva la mine. Și a spus, vezi că sunt cu pescăruși. Cu ce? Cu pescăruși la veterinar? Ești nebună! Da, ce și frumos. Am întârziat vreo oră și ceva. Asta sunt. Nu omor nici gândacii. Mi-e frică de gândaci. Laurița, vine tu și omor ochi, eu nu-l omor. În curte, că mai vin tot felul de chestii. Ce să spun? Și pe Angela, că-l văd, îl iau frumos, uite așa și îl duc în grădină. Pe cuvânt, deci nu, nu-l omor. Ești un om cu un suflet mare. Doamne și Dumnezeu, mult. Dar să știi că am devenit așa, pentru că eu în copilărie, de asta am stat la bloc. Eu n-aveam căței, n-aveam pisici, n-aveam găini, la țară mergeam foarte rar. Și dacă am mers la mamaie odată, i-am omorât pui de găi, de avea niște puișori și i-am băgat în apă și i-am mânecat. I-ai botezat. Băi, dă-și părică ta, păi mi-am omorât toate găinile. Așa. Niculieta, că așa zicea mămăița mea, Niculieta, Dumnezeu să o ierte. Deci ai făcut și năzdrăvănii în copilărie? Am făcut, dar nu mi-aduc aminte. Zic, mamaie, eu nu mai știu. Deci chiar nu știam, veneam acasă. Cum ai făcut-o? N-am făcut toată minte, mamaie. Ții minte și acum că... Da. Deci eu n-am avut animale. Când l-am cunoscut pe Laurențiu, el avea 6 pisici. Oh, și de acolo mi-a insuflat. Iubitor de pisici. Exact, de acolo, că el, și el este un iubitor de animale. Și... Chiar așa, ce admiri cel mai mult la soțul tău? Și el un muzician excepțional, de altfel, care ți-a și sunt scris multe atâtea calități. Cântece. Vrei să spun ce am admirat prima oară la el? Da. Mâinile, are niște mâini superbe. Mi-a plăcut foarte mult mâinile. Gambele lui, are niște gambe superbe, a făcut bicicletă. A mers bicicleta ani de zile. Ce și are o gambă superbă. Ce... Da, deci sunt... ca fiecare știi că avem... Da. Sinceritatea, este un om foarte... E un om sincer, un om calm. Cred că dacă era ca mine, nu știu dacă rezistam. Că de multe ori mama spune, mama, zi bă, dar proste că este așa, că dacă era ca tine, vă luați la bătaie. El este genul ăla de împăciuitor așa și eu sunt genul ăla de vulcanică. Și normal că ne înțelegem foarte bine. Evident. Are foarte multe calități. Are și este un om blând, un om bun din toate punctele de vedere. Ești fericită. Ce mai pui. Da, unde mai pui și asta? Și talentat. Atâtea cântece frumoase, scrise pentru tine. Și da, să știi că primul lucru pe care, uite, vezi, acum îmi vine minte, eu încep întotdeauna, dau așa din casă, dar trebuia să gândesc în primul rând. Prima calitate a lui este, de fapt, m-am și îndrăgostit de el ascultându-l. El are, seamănă foarte bine cu Kenny Rogers la voce. Are vocea, dacă închizi ochii, parcă l-asculți pe Kenny Rogers. Iar eu când mergeam în restaurant, mergeam să-l ascult și pe el și îmi plăcea foarte mult cum cânta. Deci vocea e dincolo de cântec. Vocea este calitatea numărul unu și primul lucru de care m-am îndrăgostit a fost vocea. Se spune că vocea spune multe lucruri despre noi, despre cum suntem ca oameni, despre personalitatea noastră.
De cele mai multe ori cred că nu, pentru că dacă asculți o voce blândă așa și ha, îți gândi rău. Au, s-ar putea să fie și aici cu duse și întoarse? Tip, la el nu e cazul, da? Pentru că el este un tip sincer, cum ți-am spus, și dacă are ceva, îmi spune, e scorpion. Uh-huh. Adică dacă l-ai deranjat, înțeapă. Dacă chiar, ce zodie ești, Nico? Eu sunt vărsător. Vărsător. El este scorpion și fiica mea este taur. Uh-huh. Noi suntem un cerc foarte, un triunghi foarte ciudat. Nu suntem deloc ok. Și suntem, ne mai certăm, ne mai împăcăm, ne mai... Da, totul e că se termină cu bine. Da, evident, evident. Da. Când a început povestea cu teatru? Pentru că de câți 20 de ani la teatru din Ploiești? Povestea cu teatru, 96. Suntem angajați, 95 sau 96. La teatru, prima oară am angajat eu, după care s-a angajat și el ca instrumentist. Și la fel am dat examen de două ori la teatru. În primul an am luat și în al doilea an am luat. După care vorbeam mai devreme de festivalul sau vorbeam la radio de chestia asta. Da. De festivalul teatrelor de revistă. Da, 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 care se ține unde? La Mare? La Constanța. La Constanța se ține. Și pare rău că nu se mai ține de ani de zile. Am participat acolo cu multe spectacole de la noi și am luat premiu. Fiecare an luam premiu pentru cel mai bun teatru de revistă din țară și eu premiu pentru cea mai bună solistă a teatrelor de revistă. Evident, din țară. Nici Enache, nu cine Adrian Enache. Da, corect. Aurelian Temișan a fost angajat la noi în perioada aceea și Daniel Iordachioaie. Au fost spectacole foarte, foarte frumoase. Vai, ce formulă! Da, deci chiar au fost momente foarte... amintiri frumoase legate de aceste spectacole și legate de ei, de colegii mei. Spunem două spectacole pe care le-ai jucat în ultima perioadă și care ți sunt așa la suflet. Sarasa, aș putea să spun, este cel mai recent spectacol. Regia o semnează Răzvan Manzilu. Este unul dintre cele mai scumpe spectacole. Mm-hmm. Și costumațiile, deci, sunt aparte. Muzica, la fel, muzică foarte frumoasă. Zaraza și unul dintre cele mai iubite spectacole este Broadway Via Ploiești. Oh. Vreau să vin să-l văd. Am cântat cele mai frumoase cântece de pe Broadway acolo. Super. Vai, nu se mai joacă pentru că are deja 20 și ceva de ani acel spectacol, dar este unul dintre cele mai frumoase. Nico, am o întrebare acum pentru tine. Dacă ai fi pus în situația în care să îndrumi o tânără sau un tânăr care își dorește să facă din muzică carieră, ce i-ai spune, așa din tot sufletul? Ce simți că ți-ar fi prins bine ție, poate, să-ți spună cineva atunci când... Îți spuneam mai devreme că nu dau sfaturi. Da. Și nu dau sfaturi, pentru că eu merg în festivaluri, în jurii, și sunt un pot să spun că sunt amăgită de ceea ce se întâmplă, dezamăgită, pentru că ei iau premii, da? Da. Și-s copii foarte buni. Dar ce faci cu premiile? Rămân cu premiile și atât. Da? Cine să-i susțină? Să mă duc, eu de multe ori am luat cât un copil, îmi place să promovez. Avem chiar un grup de copii foarte talentați din Ploiești, cu care am mai făcut o piesă de iarnă, câte ceva colaborări, tot ca să fie. Nu interesează pe nimeni, să știe. Nu interesează pe nimeni. Da, îi vrem, dar cu dumneavoastră, să vină cu dumneavoastră. Ce să spun? Te rog să mă crezi că n-aș ști să dau un sfat unui copil. Dacă ești foarte bun, du-te mai repede în străinătate și poate ai noroc acolo. Da? Că sunt copii foarte mulți pe care i-am ascultat în festivalul și le-am spus, mergeți în străinătate, mergeți la Voice of England sau Voice of... Nu se știe niciodată de unde se are iepurele. Aici nu știu și nu vreau să vorbesc sincer despre lucrul acesta. Este foarte greu. Foarte greu. Dar nu pot să dau. Despre colaborarea cu Beauty Mafia aș vrea să mai vorbim, pentru că piesa Nu pot să mai suport, o difuzez și eu la Național FM de foarte multe ori. Este atât de vie, de, cum să spun, parcă ieri e lansată. Asta e senzația pe care o am, știi? Este perioada în care aș putea să spun că m-aș reîntoarce cu mare drag. Pentru că a fost
stilul pe care... Bine, în acea perioadă, în 2003, când m-am lansat eu, era pe val R&B, hip-hop-ul, uh-huh. deci chiar se asculta muzică mult mai mult decât acum hip-hop și R&B. Dar a picat foarte bine atunci, colaborarea mea cu cei de la Codul Penal, colaborarea cu Biggie Mafia a fost în 2002, de fapt, această piesă, Cine e cu noi, este scoasă în 2002. Colaborarea cu Moromeții, am avut iar acolo Tic-Tac 1, 2, 3, este una dintre piesele mele, îmi place tare mult. Și ce pot să spun, au fost perioade frumoase atunci, în 2003. Iar colaborarea cu Biggie Mafia pentru mine a rămas... Da, mi-amintesc videoclipul, Jobenul. A fost boom pentru perioada aia. Cine era fata aia cu codițe, cine era fata aia cu pălărie. Care arăta exotic. Chiar mi-a plăcut și mie imaginea din acea perioadă. Și am mai reluat-o, ca să zic așa, la anumite clipuri. Uite, de exemplu, în piesa Ești liber, m-am lăsat, culmea că la Nu pot să mai suport, la acel clip, vreau să spun că mi-a făcut codițele nepoata mea, care atunci avea 12 ani. Nu Puțica cred! Mea mi-a făcut. Da, ce talentată! care acum este căsătorită, are și o fetiță. Iar acum, la Ești liber, codițele sunt făcute de stilistul meu, de hair stilistul meu, Bogdan Ispas. Și îmi stă foarte bine. De la un moment dat am pus o poză și spuneam, mai ce vremuri! Care e vremul? Că poza este în 2020. Da. Păi asta pentru că tu arăți și acum excepțional. Exact, deci adică... am rămas așa fără cuvinte. Chiar așa, ce faci de arăți așa bine? Ce faci? Bănuiesc că multă lume te întreabă, Nico, ce faci? Da, ești... nu ești singura care, mm-hmm. care mi-a pus întrebarea asta. Să știi că nu fac mai absolut nimic. Cred că este gena de vină, pentru că mama mea are 70 de ani și are un ten impecabil, un ten de mătase, că mi-a zis, măi, mamă, ce are o piele de mătase. Mi-e un drag de ea. Mă, și nici nu s-a machiat. Foarte puțin s-a machiat mama mea în tinerețe și nici acum nu se machiază. Cred că seamănă cu ea. Eu așa cred că fiecare duce mai departe gena, zic, părinților. Știi că sunt foarte multe artiste care apelează la operații, la diverse operații proceduri. N-am făcut, dar injecții am făcut. Nu sunt genul de artist care să mint că n-am făcut ceva, ferească asta, Dumnezeu. Eu cred că asta ține de întreținere, de menținere. Bineînțeles, bineînțeles. Fac mezoterapie, sigur. Mi-am pus odată și botox, de ce să nu? Ca să văd și eu cum stă cu buzele mai groase. Și bineînțeles că nu mi-am făcut botox cu o seringă întreagă, mi-am pus un pixi, nu? Că dacă... Nu-mi place să fiu la extremă, deci nu, niciodată. Și dacă mi-am făcut foarte puțin, adică nu... Așa, cât să îmbunătățesc, să zic așa, imaginea. Dar cu siguranță voi face și operație, dacă e să... Și cred că și preconizez cam pe la cât? Pe la 55 de ani o să-mi fac un lifting. Serios? Da, o să renunț la injecții și la toate cele. Da. Nu. Mi-e frică, de ce să zic, pentru că mi-e frică de aci și de tăiat și de... Sunt foarte fricoasă de fel. Dar cred că voi... recurge la așa ceva, pentru că e ok. Trăim niște vremuri în care mi se pare lucrurile normal. Astea sunt normale. Cu exagerările nu sunt normale. Exagerările nu, și întotdeauna am zis, băi, îți faci, dar îți faci cu bun simț. Mm-hmm. Apropo de schimbări și de toate cele, mă uitam la Celine Dion, care este o cântăreață extraordinar de mare. Da. Nu are nicio operație. Vreau să spun că nici măcar, eu cred că nici acid hyaluronic sau ceva să-și facă. Nu, deci a rămas aceeași persoană pe care o știu. Adică, cum să spun, îți dai seama imediat de vârsta naturalețe, ei și de, de naturalețe, că fiecare vârstă are frumusețea ei. Și am spus, uite cât de frumoasă e cu ridurile expresive pe care le are, da? Sunt ridurile alea de, mă rog, am văzut. Anii care au trecut de bucurii, de am văzut și mulți artiști mutilați efectiv de proceduri. Da, și sunt o grămadă. E neplăcut ce e drept pentru oamenii care privesc. Așa e. Te duce de acolo într-o confuzie. Da, și te stârnește. Citesc așa anumite comentarii și zic, bă, până la urmă, omei, dacă ea se simte ia bine, că fiecăruia. Trebuie să te simți bine, Da, exact. Știi ce să comentezi? Nu, spui, bravo, băi, ai avut curaj, foarte bine, dacă ție îți place de tine așa, jos pălăria, care e problema. Nu mi-a plăcut să comentez niciodată de chestiile astea, dar am spus, într-adevăr, dacă mă întreabă lumea, băi, ce ți-ai făcut? Îmi fac mesoterapie la mine, în fiecare an îmi fac. Deci, una e să ai grijă de tine. Special toamna. Pentru că ești artist. Folosesc aceleași creme, apropo că mă întrebau și de creme. Ce creme folosești? Aceleași creme pe care mi le-a dat mama mea, deci mi le-a spus mama de tânără și eu la fel le-am dat mai departe fetiței mele. Vreau să spun că cu aceleași creme ne dăm și în ziua de azi.
Ce frumos! Cremele românești, da. Da, deci asta folosesc. Vrei să spun ce fac reclamă? Da, spune. Putem ce? Spune Doina și Lara. Ce frumos, da, produse românești cu tradiție. Doina și Lara, da, care-i problema? Și sunt foarte încântată și am un ten excepțional. Chiar da. Și o energie foarte bună. Și mi-amintesc cu mare drag de interviul pe care l-am făcut la Național FM. A fost de senzație. Acolo am și cântat. Eu vă mulțumesc foarte mult. No, a fost o reală plăcere. Eu sunt emotiv așa de cele mai multe ori și nu înțeleg de ce. Pentru că ești genul de artist căruia îi place foarte mult să cânte, trăiește scena. Să cânte și să fie sinceră și de cele mai multe ori, vezi, sinceritatea asta nu e atât de bună de cele mai multe ori, dar nu mi-a plăcut niciodată să exagerez sau să duc la extreme, da, o poveste pe n-ai care am trăit-o. Sau... niciodată. Niciodată. Nu mi-a plăcut să mint și să exagerez. Și tocmai de aceea probabil că sunt și... persoana iubită, ca să zic așa, de toată foarte lumea, iubită. Pentru că sunt sinceră. Și foarte apreciată de toți românii, de pretutindeni. Mulțumesc. Și cu siguranță vom primi o mulțime de comentarii la acest podcast. Care este mâncarea ta preferată? N-am o mâncare preferată, sunt mai multe, sunt gurmandă și îmi place să mănânc din toate, dar dacă e să fac așa, să mă uit un pic în timp așa, mi-aduc aminte... mâncarea chinezească. Asta pentru că eu știu că ai stat multe luni în China. 9 luni de zile am stat în China, da, și să știi că nu se compară mâncarea de aici cu cea de acolo. Niciodată. Este... chinezească. Da. Deci mâncarea chinezească este senzațională. Și mâncarea japoneză, curry pe care l-am mâncat în Japonia, e total diferit de cel din China sau de al nostru de aici. Și din mâncărurile noastre românești fac niște sarmale excepționale, fac o zacuscă, cea mai bună zacuscă. O faci tu? Da. Wow. Și am o rețetă de la un coleg de-al meu, George Capanu, de la teatru. Este dintr-o familie, din Sibiu este el, și mi-a dat o rețetă pe care o făcea mama lui, excepțională, cu toate coapte, absolut așa, ceapa fiartă, toate date prin mașină și fiecare se fierbe câte o jumătate de oră după ceas. După care se adaugă bulionul, care e numai Olimpia, de 28% concentrație, așa, de roșie, sare, piper, foi de dafin, paprika, sare grunjoasă, nu alta. Neiodată. Și cam atât. Gospodinelor, da? Luați aminte. Și morcov. Morcovul se pune ras, el e singurul care se pune crud. În rest, toate se dau prin mașină, se coc, se dau prin mașină, iar ceapa se fierbe și pe urmă se dă prin mașină. Iar morcovul se pune primul, după care ceapa, pe urmă ardeiul gras, pe urmă capia, pe urmă vinetele, după care bulionul, și condimentele la sfârșit. Deci Nico este o gospodină extraordinară. Mă, sunt și fac ceea ce știu și eu, ce am învățat de la mama mea. Ți-a trecut prin minte când ai fost în China, când ai cântat acolo atâtea luni? Ți-a trecut prin minte să rămâi? Nu. Nu. Eu din Ploiești nu aș pleca. Este un oraș liniștit. Un oraș în care... nu știu, nu-ți lipsește nimic. Să știi că este orașul în care eu am făcut liceul și unde am trăit prima iubire, așa că mă leagă multe lucruri de Ploiești, da, am fost foarte îndrăgostită și a fost prima mea iubire acolo la Ploiești, așa că cunosc toate străduțele, m-am plimbat prin toate parcurile, a fost foarte frumos, o perioadă romantic. Foarte frumoasă. Da, da. Frumos. Desertul preferat, Nico? Desertul preferat, cozonacul. Cozonacul, da, pe tradițional românesc. Vin sau gin sau ce băutură? Țuică. Țuică! Yes! Păi e prahoveancă, e normal, țuică, da, de la da, noi. Îmi place. Da. Avem țuică bună. Ce alte obiceiuri mai ai când vine vorba de cântat? Ai spus că nu bei alcool niciodată înainte să cânti. Înainte de a intra pe scenă. Nu bei rece, nu mănânci rece, asta mi-ai spus și la radio, da? Întotdeauna. Întreb pe soțul meu cum a ieșit. Asta e chestia care fac din totdeauna. La final, întotdeauna, cum întotdeauna, a ieșit, cum a fost? Da, foarte bine. Bun. Care este culoarea ta preferată? Negru. Eu nu am culoare, dar... negru. Da. Ești inspirație pentru mine, pentru orice generație de artiști. Dar mai ales pentru cei care, iată, vin din urmă și au multe lucruri de învățat. Avem multe lucruri de învățat. Până la urmă, asta e, de fapt... Despre a învăța toată viața, spui, e, nu? Da, băi, Nico mi-a spus lucrul acesta, uite. Da, da. Da, și eu am învățat de la alții și tot așa, e bine să luăm chestiile bune. Te admir foarte tare pentru onestitate, pentru frumusețe, pentru talent, nu mai zic. Mulțumesc. Întrebam la un moment dat despre colaborările cu alți artiști și aș vrea să revenim un pic acolo și apoi gata, te încheiem. Rog, te rog. Ai colaborat cu Vlad Miriță.
Cu Puia. Da. Cu Luminița Angel. Da. Prieteni, avem un duet excepțional, o piesă foarte frumoasă scrisă de Mihai Alexandru. Stai să nu omit pe cineva. Cabron, Shobi. Mai sunt piese, dar nu-mi vine acum, mai sunt... Și la radio mi-ai spus că o să vină o colaborare în curând cu... Cu Stelu Pantelescu, exact. Da? Cu sora mea, Roxana Tătaru. Dar mai sunt, nu-mi vine în momentul ăsta, Doamne Dumnezeule, dacă știam, uite, le scriam aici, le. Mai sunt câțiva, am avut colaborări și cu câțiva tineri, așa. Câteva voci speciale. Nu mi-a plăcut să refuz, să știi, dacă m-au rugat să fac un duet cu ei, niciodată n-am zis, băi, nu. Ai fost foarte deschisă și către tine, da, și ești în continuare. Da, îmi place să ajut. Îmi place, dacă pot să pun o voce undeva unde știu că acea piesă va crește, de ce să nu o faci? De ce? Pe mine nu m-a ajutat nimeni. Și știu ce înseamnă. Înțelegi? Și așa, de ce? E un plus. Și pentru mine și pentru el. Nico, ești fabuloasă. Dincolo de cântec, una dintre vocile de aur ale muzicii românești din toate timpurile. Mulțumesc, avem foarte mulți artiști buni, să știi, în țară și sunt... Eu sunt fericită că i-am cunoscut, că mă respectă. Deci chiar sunt fericită, să știți, fericită și sunt mândră de ceea ce am putut să realizez până acum. Așa cum spuneam, dincolo de cântec, una dintre vocile de aur ale muzicii românești din toate timpurile. Mulțumesc! Mulțumesc și eu pentru invitație. Cu tot sufletul!